dragi prieteni, este joi, este ora 15, este GPEC Live, cea de-a doua ediție, la care vă spun bine v-am găsit. Numele meu este Andrei Radu, sunt fondatorul GPEC, considerat de 13 ani cel mai important eveniment de e-commerce din România și astăzi, evident, sunt gazda dumneavoastră la emisiunea GPEC Live, alături de mine, cu invitatul de astăzi, Bogdan Manolea. Bine ai venit, Bogdan! Salut! Îți mulțumesc că participi aici și îți mulțumesc că ai onorat invitația. Bogdan este cofondator Trusted.ro, programul care atestă cumva magazinele online din România, cele care respectă legislația în vigoare și bunele practici în e-commerce, acordând acea marcă de încredere, marca Trusted.ro. De asemenea, pentru cei care nu-l cunosc, este jurist, este pasionat de drept și internet de mult timp, adică ai portalul acum, legi-internet.ro, de când? Da, din 2001 l-am site-ul, deci are vreo 17 ani și nu uitai, mă, că să-l lansez, am mai făcut vreo 2-3 ani în care am mai studiat domeniul. Da. Ok, deci se pregătește de majorat legi-minus internet. Da. Perfect. Și printre altele ești și director executiv la Asociația pentru Tehnologie și Internet, ești și co-organizator la GPEC, foarte multe chestii sub umbrela ta, ca să zic așa. Înainte de a începe, Bogdan, permitem să le spun celor care ne urmăresc, știu că subiectul ăsta de care vom discuta astăzi, GDPR, a fost pe buzele oamenilor din online, antreprenorilor din domeniu, de cel puțin jumătate de an, văd că toată lumea s-a inflamat cumva. Așadar, dacă aveți astăzi întrebări pentru tot ce ține de GDPR pe zona de e-commerce, pe zona de magazine online, puteți să adresați foarte simplu întrebările voastre printr-un simplu comentariu la acest live, iar eu, ca și data trecută, voi fi portavocea voastră, voi adresa întrebările respective către Bogdan Manolea. Așadar, nu vă sfiiți, puneți întrebări, orice nelămurire aveți pentru zona de e-commerce, pentru magazinele online, adresați întrebări pe acest subiect GDPR. Și acum o să trec eu la, până când o să avem probabil primele întrebări, o să trec să te întreb o chestie altfel. Uh-huh. Toată lumea bănuiesc că te întreabă ce este acest GDPR. Pe lângă faptul că e un acronim de care deja știm, uh-huh, eu o să te întreb ce nu este GDPR. Da? Ce nu crezi că înseamnă? Nu este un stamp pe care îl pot obține plătind niște bani? Nu este un set de, nu știu, de documente pe care trebuie să mi le facă cineva? Da. Păi, în primul rând, nu e un acronim tehnic. Ca să începem, ce e un acronim juridic. Okay. De fapt, este acronimul pe scurt al unui regulament al Uniunii Europene. Hai să-l și spunem. General Data Protection Regulation. Da, e vorba de un regulament al Uniunii Europene care îl știm de fapt de 2 ani de zile și care o să intre în vigoare în 25 mai 2018. Ce nu este GDPR? În primul rând, nu este... să zicem, nu e ceva peste care ar trebui să treci foarte ușor, pe de-o parte, și nu înseamnă doar să actualizezi politica de confidențialitate. Asta e o chestie pe care am auzit-o în principiu, așa, prin pe care o mai auzi. Da, domnule, trebuie să actualizezi câteva chestiuni. Problema e, ca să actualizezi acele informații, tu ar trebui să faci o analiză mult mai detaliată în spate, în care să înțelegi ce date personale culegi, ce faci cu ele, cine are acces la ele, când le ștergi, foarte important, okay, și dacă le ștergi și cum le asiguri securitatea. Păi tocmai asta este diferența. Bine, pe lângă faptul că principalul motiv pentru care GDPR e cunoscut sunt amenziile mari, adică faptul că fiind un singur instrument la nivelul Uniunii Europene, se prevede să zicem, două tranșe de amenzi care merg până la 4% din cifra de afaceri sau 20 de milioane de euro. Și asta fiind pragul maxim. Și asta a înspăimântat toată lumea din zona privată, pe bună dreptate, pentru mulți, dar vorbim doar de amenziile maximale. Asta pe de-o parte. Dar principiile nu sunt diferite față de ce au existat până acum. De exemplu, principiul de stocare limitată a datelor exista și până acum, doar că puțină lume îl respectă. Pe când acum unul din principiile pe care ușor poți să-l identifici este, ok, la cât timp ștergi datele. Și dacă spui niciodată, ești prins în offside. Pentru că nu poți să spui că nu vei păstra datele cu caracter personal pentru totdeauna. Poate doar arhivele naționale au dreptul ăsta. Dar în rest, nu poți să spui. Poți să spui, ok, poate să fie o perioadă determinată sau determinabilă. Poate să fie un număr de ani, să zicem
3 ani, dar poate să fie și un mod de calcul. De exemplu, 3 ani de la terminarea contractului. Sau okay. 10 ani de la colectarea datelor. Sau, nu știu, până la retragerea consimțământului. Da? Și atunci, dar trebuie să te gândești pentru fiecare categorie de date pe care le colectezi. Și asta este practic o activitate pe care, în deosebire, business-urile din România nu au avut obișnuința să o facă. Adică să fie atât de scrupuloși pe ceea ce înseamnă ce date colectează și cum respectă. Hai să vedem, hai să încercăm să explicăm. Deci, în cazul unui magazin online, că despre asta vorbim, ce fel de date colectează un magazin online și la ce trebuie să fie atent? Adică ce se schimbă față de ce a fost până acum? Păi, în primul rând, un magazin online colectează date pe două paliere principale. Pe de o parte vorbim despre palierul unde orice firmă colectează date personale pentru propriile interese. Da? Care sunt datele angajaților, date necesare pentru facturi, date ale viitorilor angajați și așa mai departe. Da? Și astea sunt, să zicem, chestii generice. Pe de altă parte avem partea de business a magazinului respectiv, unde okay. colectează date pentru scopul business-ului respectiv, care este evident de a vinde. Și aici, bineînțeles că prima categorie ar trebui să fie datele oamenilor care cumpără. Da? Că deci ceea ce ține de tranzacționare. Corect. Și atunci okay. datele respective trebuie, în primul rând, trebuie să prege scopul, care este încheierea contractului de vânzare-cumpărare și trebuie ca datele care sunt legate de scop să nu fie excesive. Deci tu poți să-mi cer mie pentru a face contractul nume, prenume, adresă de e-mail, adresă de CNP. Livrare, dar în momentul în care îmi cer date suplimentare, cum ar fi CNP-ul, cum ar fi sexul, cum ar fi data nașterii, deja nu mai poți să le justifici. Că nu poți să spui am nevoie de data nașterii pentru a îți vinde produsul cu mici excepții. De exemplu, produsele de băuturi alcoolice unde trebuie să dovedești că persoana respectivă are peste 18. Dar fii atent, ca paranteză, de acum înainte, ca să înțeleg, eu nu sunt specialist în asta, da? Dar ca să înțeleg și eu, de acum înainte, un magazin online trebuie să aibă undeva în termeni și condiții o chestiune de genul, colectăm aceste date în scopul finalizării comenzii, adică în scop comercial, ca să putem să-ți livrăm chestia asta? Corect, da. Okay. Și până acum exista această obligație, o mare parte din magazin o făceau, poate nu atât de clar, dar da, scopul este unul, realizarea contractului, livrarea produsului. Perfect. Ok. Problema este că majoritatea magazinelor online se uită doar la această categorie, dar uită cea mai importantă categorie, care de fapt e tot parte din core business-ul lor, și anume partea de marketing. Okay. Adică tu colectezi datele alea și pe lângă datele alea o grămadă de alte date din magazinul tău online pentru un scop de marketing, de a-ți promova produsele și serviciile către publicul tău țintă. Bun, și acum ce trebuie să se întâmple? Deci, de ce, până acum ce se întâmplă? Am datele respective, s-a înscris cineva la newsletter-ul meu, da? Deci eu folosesc chestia asta și fac campanii de marketing și tot așa. Acum se separă lucrurile, adică trebuie să-i spun utilizatorului, băi, astea-s date pentru comandă, astea sunt date pentru marketing. Exact. Încă o dată, principiile sunt aceleași, nu se schimbă, doar amenziile se schimbă și atunci oamenii sunt mai atenți. Okay. Da, deci, practic, datele pe care tu poți să le colectezi pentru contract, nu poți să le folosești pentru un alt scop, dacă cele două scopuri nu sunt legate sau, mă rog, derivă unul din celălalt, atâta vreme cât nu ai un temei legal. Și legea prevede 6 temeiuri legale, între care consimțământul este cel mai cunoscut. Și aici fac o mică paranteză. O altă chestie despre ce nu este GDPR este că GDPR nu îți cere să ceri consimțământul pentru toate datele prelucrate. Deci, okay. practic, nu înseamnă că pentru orice datele colectezi trebuie să obții consimțământul. În anumite situații este imposibil, da? Să zicem, consimțământul angajatului la locul de muncă, cum că, nu știu, acceptă sau nu acceptă să fie filmat. Păi nu prea are de ales. Angajatul la locul de muncă al cui? Al magazinului? De exemplu, sau al magazinului. Să zicem al magazinului, că sunt și magazine care au inclusiv sisteme de camere de la vedere la, okay. la locul de muncă. A fost doar un exemplu, da? Și atunci, practic, trebuie să te uiți la cele 6 temeiuri care toate au aceeași valoare juridică, dintre care doar unul este consimțământul. Da? Și celelalte sunt, și importante sunt 3 pentru zona de magazine online și pentru zona privată în general. Este contractul la care persoana fizică este parte sau pași în vederea realizării contractului respectiv,
Este obligație legală, cazul clasic este cel al facturilor, da? Dacă tu trebuie să pui niște date pe factură, atunci trebuie să colectezi datele respective. Și este partea de interes legitim, care e cea mai complicată, pentru că presupune, de fapt, o analiză între interesul legitim al firmei și care ar putea să fie interesul legitim al firmei și modul cum el se balansează cu drepturile și interesele utilizatorilor. Hai să explicăm un pic. Uite, și pe mine mai pierdut. Ajungem imediat la partea asta, dar am zis că e mai complicat. Dar important de ținut minte din astea patru, să zicem, că astea sunt mai importante pentru zona privată, este că nu trebuie să mergi totdeauna pe consimțământ și că și pe lângă faptul că toate au aceeași valoare juridică, dacă mergi pe unul dintre cele care nu este consimțământ, nu mai trebuie să ceri consimțământ. Nu mai cer consimțământ. Deci, pentru, ca să revenim la cazul datelor în care le colectezi pentru contract, tu nu mai trebuie să mai pui acolo o bifă în care să zici omului, îmi dau acordul pentru colectarea datelor personale pentru contract. Corect. Pentru că asta face. Omul intră, completează formularul sau completează un contract. Dacă, în schimb, datele din contract, din formularul pentru încheierea contractului, tu vrei să le folosești și pentru marketing, atunci îți pui întrebarea, ok, e alt scop, care temeiuri este în regulă? Contractul nu poate să fie, că nu e un contract de marketing, e un contract de prestări de bunuri sau servicii. Temeiul legal nu poate să fie că nu există o lege explicită care să îți ceară lucrul ăsta și atunci, practic, ai doar două opțiuni. Consimțământul sau interesul legitim. Consimțământul înseamnă acordul persoanei, da, sunt de acord ca datele mele să fie colectate pentru marketing direct prin e-mail, SMS și așa mai departe. Da. Iar interesul legitim, după cum spuneam, e partea mai complicată. Acum, interesul legitim este legat în special de un interes al firmei care nu ar afecta drepturile utilizatorilor. O să dau unul din exemplele care le prevede și regulamentul și care e mai simplu de explicat, și anume cel de a asigurării rețelelor și informații, securității rețelelor și informații. Okay. Deci, practic, spune că pentru ca tu să-ți protejezi business-ul tău sau site-ul tău, în cazul în care vorbim noi, ai voie să colectezi date personale pentru a asigura securitatea. De exemplu, să colectezi adresele IP ale celor care îți vizitează site-ul pentru a depista fraude sau alte potențiale fraude. Da? Poți te bazezi pe interesul legitim și atâta vreme cât colectezi doar date care sunt strict necesare pentru acest scop, nu trebuie să nu te mai duci la consimțământ. Ok. Revenind la partea de marketing, problema este că în regulament se prevede faptul că marketingul direct poate să fie un temei conform interesului legitim. Atât zice. Și aici intervine o discuție complexă legată din când poate și când nu poate. Adică, și nu există niște reglementări clare pe zona asta? Există mai degrabă niște, să zicem, comentarii, niște sugestii, niște interpretări făcute de grupul articolul 29, dar lucrurile, pe zona, special pe zona de marketing, sunt încă fazi, din punctul meu ca de vedere. Ca să înțeleagă toată lumea ce este, nu e un articol, ci ăsta, grupul articolul 29. Da, e o organizație care așa se numește și care reunește toate autoritățile privind protecția datelor cu caracter personal. Deci sunt doar niște interpretări. Sunt niște interpretări. Bun. Și atunci, practic, pe zona de marketing direct, iar discuția trebuie să fie împărțită între marketingul pe care tu vrei să-l faci către clienții tăi care deja există. Și atunci, aici, din punctul meu de vedere, poți să mergi pe interes legitim, mai ales pentru că există altă legislație care spune că poți să comunici cu clienții tăi pentru aceleași produse sau servicii pe care le-ai livrat, fără să le cer consimțământul, da, pentru e-mail. Asta deja există și atunci e normal să fie interesul legitim. Dar ideea e, uite, altă paranteză. Eu, dacă, de exemplu, sunt o firmă care are două magazine online, unul vinde scaune și altul vinde IT, nu pot să fac switch între bazele de date. Nu cred că poți să faci, pentru că scopurile sunt diferite. Una este un scop să comunici pentru a vinde produse de mobilă și alta este să ai un scop ca să vinzi produse de, sex shop, ca să iau un exemplu aiurea în tramvai. Da. Și atunci, practic, deci trebuie să faci această. Deci, poate să fie interes legitim, de exemplu, pe comunicarea cu proprii clienți. Poate să fie un interes legitim să comunici pe site prin mesaje către vizitatorii site-ului tău sau către utilizatorii înregistrați. Poate să fie un interes legitim să trimiți un mesaj în contul magazinului respectiv, dar, în schimb, din punctul meu de vedere, nu ar putea să fie un interes legitim și trebuie să te bazezi pe consimțământ în momentul în care vrei să comunici cu persoane pe care nu le știi.
Da. Cum ar fi vizitatorii site-ului tău care nu sunt înregistrați sau persoane care intră pe site. De aceea, în momentul în care ceri abonarea la newsletter, practic trebuie să ceri și consimțământul persoanei pentru abonarea la acea comunicare comercială. Ok, oameni buni, m-a întrebat cineva pe Facebook când putem să punem întrebările. Oricând, nu ne deranjați, eu sunt aici, am și răspuns. Aștept să văd prima întrebare, deocamdată n-am văzut-o. Ia să văd, să mai verific un pic. Ne întreba Pompilia dacă se pot pune întrebări acum. Avem așa, o întrebare de la Alina. Zice, ce facem cu baza de date abonații la newsletter? Trebuie să-i notificăm să se aboneze din nou? Da, asta e o întrebare frecventă, pentru că au fost campanii de așa numite reconfirmări, da? Și se trimit și acum. Și totul pornește mai degrabă dintr-o neînțelegere. Principiul pe care îl stabilește și regulamentul este că nu trebuie să obții din nou consimțământul pentru oamenii unde ai consimțământ, cu excepția cazului în care acel consimțământ nu a fost luat în mod legal sau în conformitate cu ceea ce cere regulamentul. Și atunci sunt o mulțime de afaceri, de business-uri sau de, mă rog, alți antreprenori care au baze de date pe care nu sunt siguri. Sau baze de date pe care nu le-au folosit în urmă cu, nu știu, 4 ani, 5 ani de zile. Sau baze de date care le-au obținut în offline, magazinul offline și vor să le folosească și în online. Sau baze de date unde nu pot să dovedească că există consimțământul persoanei respective. Și atunci, pentru acele baze de date, în special, poate mai fac și alții, încearcă această chestiune care se numește reconfirmare. Da? Pe care eu personal mi se pare o greșeală din mai multe puncte de vedere, dar inclusiv pentru că astfel arăți că acum nu respecti legea. Adică e cumva așa un dus și întors. E, da, reconfirmă mie adresa de e-mail, dar de fapt eu nu sunt sigur acum că e ok. Asta e un lucru care e important. Doi, au fost cazuri în Marea Britanie în care astfel de companii care au făcut campanii de reconfirmare pe niște baze de date unde evident nu aveau niciun drept ca să le colecteze, au fost amendate de autoritatea din Marea Britanie. Acum, sigur că mai sunt câteva zile până la 25 mai 2018. Hai dar, să mai punem întrebări, da. Că mai sunt întrebări. Deci dar, avem așa. Dar răspunsul pe scurt e nu. Răspunsul pe scurt, deci nu. Nu e neapărat nevoie să cereți reconfirmare. Pompilia zice așa, când site-ul se adresează elevilor peste 16 ani, e suficient să le scriem că trebuie să aibă cel puțin 16 ani sau trebuie să punem un calendar, ceva care să recunoască vârsta sau loc pentru bifă, gen, confirmă că ai cel puțin 16 ani, bifă care să se salveze? Da, e bună întrebarea. Situația vânzării produselor către copii are mai multe probleme, nu numai legate de zona de date personale. Acum, strict în ceea ce privește zona de date personale, regulamentul impune vârsta minimă de 16 ani, sub care ești obligat să ceri acordul părinților. Deci, nu poți să creezi un cont pe un serviciu online unui copil sub 16 ani fără să ai acordul părinților. Și atunci, dacă targetul tău este în zona respectivă care acoperă sau ar putea să acopere inclusiv vârstele de din preajma celor 16 ani, atunci ai avea o obligație ca să poți să faci distinția asta între cei care au fost sau care au avut sau care nu au avut care nu au 16 ani în momentul în care cumpără. Acum, regulamentul nu spune că cum să o faci. Nu spune că trebuie să-i ceri buletinul, nu spune că trebuie să-i ceri o carte de credit, dar spune că trebuie să adopți măsurile necesare. Ca atare, dacă ești în spectrul respectiv de vârstă, eu cred că poți să ceri fie, mi se pare că n-ar fi excesiv, anul nașterii, sau, și dacă ai sub 16 ani, ceri acordul părinților, fie să menționez vârsta ta și măcar să zici ok, am 14-16 ani sau 16-18 ani sau peste 18 ani. Și atunci, în funcție de palierul de vârstă, îl incluzi într-o categorie sau altă. Mai era o întrebare, imediat îți spun. Care sunt cerințele în mare pentru o firmă de IT care stochează datele clienților? În mare, da. Deci la ultimul workshop pe care l-am făcut pe tema asta am vorbit 2 ore jumate de cerințele în mare și primii pași. Nu, foarte pe scurt. Și apropo, înainte să răspund la chestia asta, să le spunem oamenilor că în cadrul GPEC
O să am o prezentare de o oră și jumătate despre GDPR, deci pot 30, să spun mai 31 multe. Mai, de la 9.30 până la ora 11, în cadrul GPEC Summit, Bogdan Manolea va vorbi despre GDPR. Da. Dar așa, foarte pe scurt, adică, mă rog, nu da. O să putem să spunem cerințele mari, nu, dar două minute. Da, da, pentru că el spune că păstrează datele clienților, că îți duiește datele clienților, presupun că el se referă la activitatea lui de data processor în engleză sau împuternicit, persoană împuternicită în română, unde practic responsabilitățile sunt mai puține sau mai mici decât în cazul firmelor care colectează datele cu caracter personal, adică operatorii sau data controller. Și pentru un data processor, eu aș zice că obligațiile mari și importante sunt următoarele: să asigure securitatea datelor respective, să asigure confidențialitatea, inclusiv confidențialitatea informațiilor respective, să asigure partea de data breach notification, adică dacă cumva cineva are o breșă pe datele respective, el poate să notifice firma cu care are contract de acest lucru, să aibă un contract între el și operator în ceea ce privește cu obligațiile minime care sunt impuse de articolul 28 pe GDPR, și în funcție de, mă rog, alte detalii, să ajute operatorul în îndeplinirea obligațiilor legate de GDPR. De asemenea, nelegat de relația între cei doi, să nu uităm că dacă activitatea principală a procesatorului, acestui data processor, împuternicitului, este găzduirea de fișiere, inclusiv cu date personale, eu consider că nu este o activitate ocazională și atunci există și obligația de ținere a unui registru a evidențelor, adică să știi ce faci, care sunt scopurile și pentru ce clienți. Este obligatoriu postul de DPO pentru un magazin online? De principiu nu. Postul de DPO, adică Data Protection Officer sau responsabil privind protecția datelor cu caracter personal, este obligatoriu pentru instituții publice și pentru zona privată. Firma trebuie să îndeplinească 3 criterii: 1. Prelucrarea să nu fie ocazională; 2. Prelucrarea care nu este ocazională să aibă și aspecte care sunt legate de profilare, data-driven marketing; și 3. Prelucrarea să se facă pe o scară largă. Majoritatea magazinelor din România cu siguranță nu ating punctul de scară largă. La cele mai mari e o discuție mai complicată. Hai să-ți mai spun, sunt foarte multe întrebări. Deci, da. Accesul la datele clienților trebuie restricționat, de exemplu un backend, sau poate avea acces oricine din cadrul firmei la aceste date, adică angajații? Foarte bună întrebarea. Accesul angajaților trebuie restricționat doar la datele la care au nevoie să aibă acces. Deci dacă vorbești despre cineva care are relația cu clienții, da, are nevoie acolo. Dacă vorbești de cineva care face curățenie în cameră, nu, n-are voie în partea de back office a clienților. Cum rămâne cu ținerea unui registru și s-a dus întrebarea? Stai că nu mai văd. Da. Nu știu. Un registru al evidențelor, da, probabil se referă. Exact. Da. Dar nu mai găsesc în momentul ăsta. Hai să vedem. Deci, oricum, pentru toate magazinele online este obligatorie ținerea unui evidențe a activităților de prelucrare, adică așa numitul registru al evidențelor, pentru că activitatea pe care o fac magazinele online nu este o activitate ocazională. Și pentru activitățile care nu sunt ocazionale, este obligatorie ținerea acestui registru, care nu este o obligație foarte complicată în practică și, din punctul meu de vedere, vă ajută foarte bine în două rânduri. Unul, vă ajută să știți ce date colectați și ce faceți cu ele, și doi, să completați corect partea de informare către persoanele vizate, adică către vizitatorii paginii web sau abonaților și așa mai departe. Mai era o întrebare legată de partea de facturare, dacă are legătură chestia asta cu informațiile de pe factură cu GDPR-ul? Da, informațiile de pe factură sunt date cu caracter personal în momentul în care vineți către persoane fizice, către persoane juridice, depinde ce date puneți acolo, dar pentru persoane fizice este foarte clar și ca atare se aplică GDPR-ul. Ceea ce este clar la datele de factură este că scopul prelucrării este o obligație legală. Sunteți obligați de mai multe legi din România să țineți facturi corecte și să menționați cel puțin anumite date în ele și ca atare colectarea datelor care trebuie să le puneți pe factură este obligatorie pentru voi și ca atare o să fie obligatorie și pentru client. Deci pentru acele date nu trebuie să-și dea consimțământul. Ce se întâmplă cu chestiunile legate de eventual terți?
Adică tu ca magazin online lucrezi inclusiv cu, nu știu, cu tool-uri care profilează clientul, cu, da, gen da. Omniconvert, retargeting și așa mai departe. Da, acum e important de știut că răspunderea principală este cea a operatorului. În cazul nostru este vorba de magazinul online. Este cel care colectează datele online de pe site-ul lui și este cel care trebuie să studieze modul cum toate uneltele pe care le pune pe site, toate cookie-urile, respectă legislația în domeniu. Ceea ce e important de știut în relația cu toți terții, indiferent dacă vorbim de zona de marketing sau nu, este că trebuie să fiți sigur că acei terți sunt în Uniunea Europeană sau în alte, în spațiul economic european sau dacă sunt în alte state, mai ales în Statele Unite, ca aici cazul celor mulți, trebuie să fie înscriși în Privacy Shield, în programul de programul Statele Unite Uniunea Europeană pe temă de date personale. Și de asemenea, ce e important de știut este că trebuie să vă asigurați că aceste persoane cu care lucrez chiar care lucrați chiar pot să asigure securitatea datelor voastre. Cu privire la aspectele de fond, cel mai bine este să discutați cu fiecare în parte. Nu există un one-way ready-made solution și trebuie să vezi pentru fiecare în parte ce facilități îți oferă majoritatea furnizorilor, îți dau posibilitatea ca să îți modifici puțin datele. Aici poate o mică paranteză și până și Google Analytics a modificat partea de back-office, dând posibilitatea ca să limitezi perioada în care stochezi datele pe Google Analytics, ceea ce e foarte bine și ar trebui să o folosiți pentru că nu aveți de nevoie de datele alea pentru totdeauna, după cum am precizat la început. Mai era o întrebare scurtă, de exemplu, ești obligat să înregistrezi discuțiile telefonice? Nu, de principiu nu, dar ceea ce întreabă probabil colegul nostru este cum dovedești consimțământul în cazul unei convorbiri telefonice. Adică există posibilitatea ca să vrei să te bazezi pe consimțământ ca și temei legal și să ai doar o conversație telefonică cu persoana respectivă și atunci, practic, modalitatea prin care poți să dovedești consimțământul în cadrul unei convorbiri telefonice este doar o înregistrare. Dar atenție foarte mare, dacă faceți înregistrări, și pe partea de suport e la fel de valabil, dacă se registrează convorbirile, sunteți obligați să notificați persoana respectivă înainte de a începe convorbirea sau înainte de a începe înregistrarea. De aceea e acel mesaj automat care în momentul în care dai telefon la call center îți spune, atenție, această convorbire poate fi înregistrată. Altă întrebare, la Privacy Shield se referă și plugin-uri WordPress? Dacă iau date personale, da. Okay. Depinde de plugin, dar sunt plugin-uri care colectează date personale din site și le trimit către acea firmă și atunci da, trebuie să vă uitați inclusiv la aspectul ăsta. Este obligatoriu să informăm clienții în pagina de checkout cu privire la folosirea datelor pe care le completează, mai exact pentru facturare și livrare? Așa cum spuneai la un moment dat, nu. Adică alea sunt informații care au legătură cu procesul de comandă. Corect. Da? Dar e aici o chestie importantă. Deci, nu trebuie să-i cer acordul persoanei cu privire la aceste date, dar obligația de informare există tot timpul, indiferent dacă vorbim de consimțământ, contract sau factură. Deci trebuie să informezi persoana cu privire la ce date colectezi. De obicei, informarea pe pagina 8 se face prin acel privacy policy sau politică de confidențialitate sau o numiți cum vreți voi, care de obicei se regăsește în zona din footerul paginii, deci din partea de jos al paginii și e un lucru acceptat. Deci această informare trebuie să existe pe site. E recomandat, și asta iarăși sunt opinii ale grupului de lucru, articolul 29, care spun că e recomandat că dacă e un formular, să specifici clar care sunt câmpurile obligatorii și care nu, și dacă unul e obligatorii, să faci un fel de inline comment în care poți să spui, ok, îmi trebuie aceste informații nu pentru că te iubesc eu, ci pentru că am nevoie pentru factură. Deci, bottom line, așa ca idee, în principiu, e de speriat GDPR-ul. De fapt, nu e foarte diferit din câte înțeleg față de legislația actuală. Nu e, dar doar din punct de vedere amenzi, da? Da. Dar ca idee, scopul în sine este de a-ți informa corect utilizatorii despre datele folosite, corect? Adică ce fac eu cu datele tale. Și bănuiesc că mai este chestiunea asta de distrugerea datelor la un anumit moment, de protecția lor ca securitatea datelor și de distrugerea lor după un anumit timp. Și mai e și chestiunea să nu colectezi mai multe date decât trebuie. Decât e nevoie. Adică dacă, și pe o bază legală corectă.
Adică dacă tu ai încercat să spui că de fapt ai un consimțământ în momentul în care un om plasează o comandă, lucrul ăsta este total incorrect și ilegal. În momentul în care omul plasează o comandă, el își dă datele pentru primirea comenzii. A, că legea îți permite să folosești interesul legitim pentru a-i trimite comunicări, ok, ăsta e un detaliu care trebuie să-l menționez și pe ăsta în partea de informare, dar de principiu trebuie să fii foarte atent la datele care le colectezi. Pentru ce? Scopul. Tu trebuie să-ți definești lucrul ăsta. Pentru că, și asta e important și pentru că în zona asta tehnică, să zicem, să zicem, driverul sau felul în care acționează oamenii e să colecteze cât mai multe date cu putință și să le păstreze pentru o perioadă cât mai lungă, poate că ar fi utile. Și atunci, practic, principiul este invers. Principiul este gândește la ce colectezi, nu colecta mai mult decât ai ceea ce ai nevoie, păstrează-le în siguranță, șterge-le la final, informează persoanele în mod corect. Mai era aici o întrebare. Am un magazin online prin care livrez câteva comenzi zilnic. Singurele date folosite sunt numele, telefon, e-mail și adresa de livrare. Facturez cu Smart Bill și livrez prin curier. Am nevoie să angajez acest ofițer de protecție a datelor sau nu este necesar? Mulțumesc. Nu. Nu. Ofițerul nu, dar restul obligațiilor sunt în continuare valabile. Adică informarea persoanei, să vă gândiți ce date colectați, să nu colectați mai multe date și așa mai departe. Ne apropiem de final deja. Dacă mai aveți întrebări, puteți să le adresați acum pe ultima sută de metri. Până când mai văd vreo întrebare nouă, sper din tot sufletul să nu fi ratat ceva, iar dacă am ratat, mă voi uita pe comentarii și o să-l rog pe Bogdan eventual să scrie, să dea și înscris. Cu numele tău. Cu numele meu, nu. O să-mi dea mie și o să răspund eu. Până atunci vroiam să-ți spun așa, Bogdan. Se apropie, mâine este deja vineri, 11 mai, ultima zi în care magazinul online se pot înscrie în competiția GPEC, beneficiind de oferta Early Bird. Înscrierile vor continua până pe data de 31 mai, dar până mâine la ora 23.59 aveți niște prețuri semnificativ reduse, cam cu 100 de euro pentru pachetele Premium și Platinum. În competiție, pe lângă ăsta e momentul de reclamă, da? Deci, pe lângă beneficiile pe care le aveți prin prisma auditului de website e-commerce, există și acest pachet numit pachet de conformare cu standardele GDPR, de care se va ocupa Bogdan. Poți să ne dai mai multe detalii ce vei face practic pentru magazinele care iau pachetul Platinum și în care este integrat acest pachet GDPR? Ce am încercat să propunem pentru magazinele care sunt participante la GPEC anul ăsta este să încercăm să-i trecem practic printr-un proces întreg de conformare într-un procedeu de one-to-many, adică în loc să ai consultanță individuală care de obicei costă mult mai scump, pentru că presupunem că datele care se colectează de magazinele online sunt, să zicem, în mare măsură aceleași sau cam cu aceleași scopuri, să încercăm să facem acest proces în care să putem îndruma pe chestii care le considerăm esențiale pe partea de proces GDPR, astfel încât la finalul procesului să poată să ajungă la nivelul de conformitate, dacă evident își fac temele, că s-ar putea să nu își facă temele și atunci nu e vina noastră. Și practic procesul ar trebui să meargă ceva de genul următor. O să fie o prezentare pe 31 mai de care am vorbit, care e o prezentare inițială de explicarea unor principii, pentru că o să fie probabil destul de multe persoane în sală și nu o să poată fi punct de discuții unul la unul. După care va urma, probabil cam într-o săptămână după 31 mai, un eveniment doar cu unul sau doi reprezentanți de la fiecare magazin care au pachetul Platinum, în care vom încerca să luăm principiile pe care le-am discutat și să trecem fie cu un magazin, fie cu un magazin model, încă nu știu exact care va fi opțiunea pe care o alegem, și să facem măcar procesul de mapare a datelor care sunt culese și poate, dacă avem timp, în funcție de cum planificăm tot lucrul ăsta, să încercăm ca informațiile alea să putem să le integrăm față în față cu ei într-un template de privacy policy, astfel încât ei să aibă informația necesară, să zic, ok, ca urmare a acestui eveniment, măcar am chestia asta, știu ce trebuie să pun acolo și ce trebuie să pun în privacy policy. După care o să urmeze o perioadă de câteva luni în care dăm posibilitatea magazinului să ia informațiile acestea. Nu, stai, înainte de asta o să urmeze după aceea întâlnirile GPEC, care sunt întâlniri face-to-face pe problematica GDPR în cazul ăsta, și fiecare magazin va avea 15-20 de minute pentru chestiuni care sunt întâmplare, discuții personalizate, da. Și apoi pe
Apoi va urma tema de acasă, adică practic în care magazinele își fac documentele, urmând ca în toamnă să facem evaluarea documentației care a fost realizată cu feedback-ul nostru. Și la finalul procesului de GPEC, la finalul auditării, ca magazinele care îndeplinesc criteriile noastre să poată să aibă o minimă recunoaștere că ok, am făcut minimum posibil pe zona de GDPR și părem a fi compliant pe baza informațiilor pe care le avem. Ok, uite, mai sunt câteva întrebări. În momentul în care cineva cere ștergerea datelor personale în cazul unui webshop, e de ajuns să suprascriem datele respective sau va trebui să le ștergem total din baza de date? Înainte să ștergi datele, trebuie să vezi dacă cererea este întemeiată sau nu. Persoana respectivă poate să-ți ceară să ștergi datele în cazul de marketing, dar nu o să poată să-ți ceară să ștergi datele de care apar pe factură, dacă ți intră în format electronic. Cu privire la modalitate, ambele variante sunt la fel de ok, atâta vreme cât procesul este irreversibil. La fel, tot de chestia asta, solicitarea de ștergere a datelor din baza de date se poate trimite prin e-mail de către client către magazinul online. Ce se întâmplă dacă, din vari motive, gen filtre, e-mail, magazinul online nu a primit acel mail? Da, poate să trimită prin e-mail, e chiar recomandat să o trimită prin e-mail. Dacă nu l-a primit, înseamnă că nu l-a primit și se află face o mică greșeală și se rezolvă în momentul în care primește un telefon supărat de la persoana respectivă. Cum poate opta clientul să se retragă, adică să anunțe că nu mai dorește să primească oferte comerciale? Menționez că avem un site, dar nu și newsletter. Trimitem totuși mail-uri comerciale. Putem menționa adresa de e-mail a firmei la sfârșitul mail-ului comercial și clientul să opteze să nu mai primească oferte de la noi? Sunteți obligați să menționați numele firmei în orice e-mail comercial pe care îl trimiteți și de asemenea în orice e-mail comercial trebuie să aveți o opțiune de opt-out. Adică de unsubscribe. Deci este obligatoriu. Da? Este obligatoriu, da. Facebook Pixel, Code și Google Analytics sunt cookies? Facebook ce? Facebook Pixel. Facebook Pixel. Facebook-ul pune și cookie-uri, nu e neapărat un, deci Facebook Pixel nu este neapărat un cookie, dar este o metodă pe care voi o puneți pe propriile site-uri prin care dați anumite date către Facebook, deci intră pe partea de GDPR și de compliance și trebuie să fiți atenți cât și cum puteți să dați acele date către Facebook. Dacă baza actuală de adrese de e-mail pentru newsletter comercial este formată din clienți care au cumpărat cel puțin o dată, dar fără acord explicit, trebuie cerut acordul acum corect? Adică ne întoarcem un pic pe subiect. Deci, mi-e greu să dau un răspuns. Eu de principiu am spus că mi se pare că ideea de a reconfirmare e o idee foarte proastă din toate punctele de vedere și atunci nu pot să spun altceva decât asta. Okay. Adică câtă vreme deja discuți cu oamenii respectivi, sunt foștii tăi clienți, adevărat, dar n-ai avut probleme de genul ăsta, comunicarea e una fair, nu știu, eu zic că poți continua cum ai făcut și până acum. Ok. Păi, hai să tragem o concluzie, Bogdan. Deci, ce se întâmplă de la 25 mai? Se sperie toată lumea? Nu e cazul. Se întâmplă, amenziile astea sunt reglementate deja toate lucrurile la nivel de România. Autoritățile știu ce să facă. Autoritatea. E una singură. Nu. Pe 25 mai nu o să se întâmple nimic și nici pe 26 și nici pe 27, că pe la sfârșitul numai oricum e GPEC-ul. Dar ideea este că ce e important din punctul meu de vedere pentru toți cei din zona online, nu numai pentru magazine să înțeleagă, este că 25 mai este începutul perioadei de aplicare a GDPR. Adică degeaba încercăm să alergăm acum pe ultima sută pentru o cursă care abia începe, când de fapt o să fie un maraton, pentru că obligațiile pe care le aveți în 25 mai o să fie și în 26 și în 27 și în anul următor și peste 2 ani și peste 3 ani și așa mai departe. Și atunci e mult mai important din punctul meu de vedere ca dacă încercați să faceți activitățile astea de compliance și e bine că se încearcă să facă, deci eu apreciez foarte mult lucrul ăsta din perspectiva protecției datelor personale, dar e bine să o faceți așezat și nu grăbit și să vă pregătiți pentru termen lung. De ce?
Autoritatea nu are 10.000 de oameni care să vină în control. Nu o să fie pe 25 mai. Legea de aplicare care trebuie să mărească numărul de persoane care lucrează nu o să fie gata până atunci. Adică se mai poate schimba un guvern? Se mai, pot schimba, da. Guvern, președinți și da, și așa mai departe. Și atunci, în loc să avem o chestie de-asta de gold rush până în 25, pe urmă nimeni nu face nimic, zice, aule, dar n-a fost nicio amendă de 20 de milioane de euro, mai bine să privim problema pe termen mediu și lung, pentru că este o obligație legală care va exista pe termen lung. Cel puțin 7 ani de acum încolo, eu cred că n-o să se schimbe. Ok. Bun, îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de mine. Vă mulțumesc și vouă pentru întrebările pe care ați adresat. Sper din tot sufletul să nu fi ratat ceva. Repet, dacă am ratat ceva, o să răspundem în scris. Data viitoare, peste 2 săptămâni, adică pe 24 mai, da, corect, pe 24 mai ne vedem din nou la GPEC Live cu Dorin Boierescu, CEO to Performant. Până atunci, nu uitați, încă este disponibilă perioada de very early, de early bird, nu de very early bird, la GPEC Summit. Mâine se termină această perioadă, atât pentru participarea la GPEC Summit din 29, 30, 31 mai. Găsiți toate detaliile pe gpec.ro, agenda evenimentului și subiectele pe care le avem în discuție, cât și pentru înscrierea în competiția magazinelor online GPEC. Așadar, dacă vreți să profitați de această ofertă, până mâine seară, până mâine noaptea, la ora 23:59. Până peste 2 săptămâni, vă spun la bună vedere, să ne revedem cu bine!